Bun găsit, oameni buni, la o nouă întâlnire cu fascinanta lume albinelor, aici pe canalul Dragoș Gavrilă. O zi de marți, a treia zi urâtă, abia acum după amiază, suntem după orele 16. A dat puțin soarele, mai devreme aveam doar 12 grade. 3 zile la rând, 10, 11 sau 9, 10, 11, vreme foarte, foarte urâtă. Am instalat adăpătorul pentru că de mâine, hai că sperăm să iasă soarele și pe ulița noastră, pentru că vă dați seama la cât puietau, ce nevoie acută de apă au. Stupul de pe cântar a scăzut cu aproape 2 kg. O să mergem și la el să vedem care este treaba. Dar până atunci, haideți să vă prezint cum dădeam apa până acum și cum voi da de acum încolo. Vedeți, știți că aici am avut o tavă și o liță. Am lăsat momentan tigăița asta pentru că ele deja știu locul. Au locul format. Dar aici, în partea însorită a stupinii, am instalat acum după amiază. Albine încă nu cunosc locul. Acest butoi de 100 de litri. Unde apa doar picură atât. O să filmăm și zilele următoare, când sigur albinele se vor învăța la apă proaspătă. Mă uit acum cum sunt albinele prin curte, cum caută fel și fel de secreți. Uitați ce frumos vine apa, iar aici în final am pus tava. Excesul de apă va veni în această tavă. Putem pune și o căldare, orice. Uite-le săracele acolo la solar. Ele sunt învățate că au găsit apă mereu acolo în folia aia de polietilenă. Și uitați-vă cum se duc ele acolo în continuare să-și ia apa de la folia de polietilenă. Dar uite că, stai că stai în soare. Ne venise și prima albinuță la instalația noastră modernă. Uite că deja, uite, nu mai stând aici de vorbă, deja vedem că albinele au început să dea târcoale la instalația de apă. Și uite, avem în premieră, uite, prima albinuță care a venit să consume apă de la noua instalație. Vă dați seama, această sacagiță va aduce, se vede că este o albină bătrână, sacagița asta. Chit că e săraca, e veteran. Haide, așa, stați că am pierdut imaginea, da, scuzați. O să revenim la apă după ce mergem și la cântar să vedem care este treaba. Să ne luăm sculele cu noi. Dacă cumva nu mai avem rezerve de hrană în stup, vom interveni cu... Am niște fondant. Uite, cireșul este o splendoare. Voi interveni cu niște fondant pentru a salva situația. A început și sătănel, a apărut și păpădia prin curte. Dar hai să vedem ce avem noi aici, cum e vorba aceea. Ce avem noi aici? Ia uite-l. L-am echilibrat eu. Aha, am mai scăzut puțin, asta e ce a scăzut de ieri. Nu mă, băi, de ce să vă mint? Era piatra pe el. Deci a scăzut echivalentul la bolovanul ăsta. Ia uite cum era. Ia uite, e la 2 jumate. 2. 1 jumate. S-a dus. Și tot. Aproape că pot să-l dau pe 29 de chile. Dar hai să vedem ce găsim noi în acest stup. Pentru că n-am avut timp să stau să fac sirop, dar m-am gândit, cred că mai bine voi interveni cu, pentru că tot am, mai puțin să ridicăm camera, să intervenim cu fondant. Aha, uite ce bine. Perfect. Hai că suntem în cărți. Să căutăm un pinten. L-avem. Asta.
Ei, uite, trebuia să-i aducem și să punem. Da, cred că o să vin direct cu podișor, cu ucat. Dăm pernuțele încet. Da, o să mă duc să-i aduc, să-i pun podișorului, nu mai stăm cu... Am mâncat tot? Da. Da. Uite. Se vede cum a consumat tot. O să scot și sonda asta din el de acum. Că nu mai trebuie. Facem curat de acum. Este atât mai rămas din turta aia, din patiul ăla. Da. Cred că ar fi mai bine. Ia să vedem dacă au polen, rezervă de postură, nu? Că prea au mâncat patiul ăsta. Dacă mănâncă în halul ăsta atâta patii, s-ar putea să le mai dau un pati. Să le aduc și ia să vedem noi dacă avem cum stăm cu rezervele de hrană. Mai dăm puțin fum că nu avem niciun mască, nimic. Nu avem. Suntem fără echipament de protecție. Aici, uite că pe ultima ramă a scăzut cântarul, dar nu a scăzut de aici. Aici și aici este nectar, să știți. Nu are rost, are hrană super, super suficientă. La fel, se vede și aici are nectar proaspăt și vedem și postură. Odată ce avem postură, îl lăsăm să-și consume hrana lui naturală, care este cea mai bună. În caz de nu găseam păstură, abia atunci interveneam cu pati. Cât timp are păstură în el, nu are rost. Dacă vremea se face bună la loc, nu mai este absolut nicio problemă. De aici apare puietul deja. Intrăm pe ramele cu puiet. Da. Puiet în toate stadiile. Și vreți să vă spun ceva? Sigur, aici are 1, 2, 3, 4, 5, 6 rame cu puiet. Deci, vă spun sincer. E clar că la asta, peste o săptămână, băgăm caturile. Mai deschid una. Pur și simplu de amorul artei, să spunem așa. Asta... Da. Vedem la fel. Puiet. Deci nu mai are rost. S-a dus undeva pe 6 rame de puiet și 3 rame cu rezervă de hrană. Așa. Bun, îl strângem și mă duc să aduc podișorul lui original. Nu mai renunțăm la toate cărpoacele alea. A trecut vremea lor. Bun. Hai să
să aducem inventarul complet. Am adus podușorul lui original. Ia să mai ștergem o țără după aici. Uite așa. Ne reducem doar la o păturică. Avem acest înălțător. Îl punem aici, care ne permite. Ia stai așa. Da. Facem o treabă ca lumea. Să punem tot asta cu miros de propolis, cu mirosul stucului. O punem, uite frumos așa. Întâi apoi venim, numai cu o pernă e suficient, pentru că nu mai vine a ploaie, dar vreme urâtă, vreme cu cer nu mai vine. Uite așa, gata, l-am adus unde trebuie. Chestia că vom scădea cântarul ăla, o ducem la 20. Am pierdut catul și toate alea. Da. E bine că încă avem rezerve ca lumea de hrană în el. 6 rame cu puiet este ultra suficient. Hai să ne uităm și în ăsta care, săracul roi care a rămas a stingher de asta toamnă. A rămas stingherul și aici de asta toamnă. El știți că l-am strâns pe 3 rămuțe și pe el. Să vedem acum. Așa. Să vedem ce avem noi aici. Bun. Între timp, până la ora asta m-am ocupat de grădinărit. A fost urât. Opa, uite. Uitați-vă. Bine, unii zic metoda Blinov. Știți? Deja s-a dus. Îl vedem că s-a dus după diafragmă. Semn că acum, mai ales că știm că a trecut vremea asta urâtă, putem interveni liniștit în cuib, să lărgim nițel cuibul. Întâi să văd dacă am vreo ramă cu miere, că îi bag în cuib numai rame. Băi, ăsta a mâncat aproape tot, mai era și puțin. Hai să vedem, cred că o să mă duc la rezervă. Să știți că a golit tot, băi, fraților. Fraților, o să mă duc la rezerva strategică să-i aduc mâncărică, pentru că văd că tipul s-a trecut cu gluma. Ce e aici, acolo, câteva grame de miere sunt nesemnificative. Vedem la diafragmă, are puiet, vedeți, de sus până sus. Uite, exact acum a eclozat puietul. N-are urmă de miere. Uitați-vă și voi partea de la diafragmă. Tot. Mai departe, la fel. Asta nu mai are mâncare deloc. Tot. Aici e cuinul frumos. Băi. Bine, lui ăsta ar trebui să-i dau sirop, dar faza e că am rame la stoc. Ia să vedem dacă și-a trăit la fel. Da, a treia puiet. Acum eclozează, după o parte a eclozat aici puietul. Și aici a eclozat. Puțină păstură. Deci asta nu mai are mâncare. Mă duc să aduc de la rezervă o ramă frumoasă. Să scot o ramă goală de aici. Asta, care era una chiar goală.
Era, 18. Că n-are, are doar câteva grame și nu e mai nimic în ea. Am venit cu nu o ramă, ci două, pentru că vreau să-i bag după diafragmă. Așa, asta e una. O descăpăcim. Descăpăcim. Mierea e lichidă. O descăpăcesc toată pe partea pe care urmează să o introduc cu fața spre puiet. Descăpăcim puțin și de pe partea cealaltă. Mai stricăm și noi, cum spunea Tinu Maftei. A, apropo, vă rog să veniți să comentați. Pentru că nu mai prin schimb de opinie. Mamă, ce dulce. Deci, vedeți, la mine nu e cristalizată în miere. Nu mai prin schimburi de opinie putem să ajungem la lucruri bune. I-am pus aici în marginea puietului. Asta e goală, o scoatem. Și așa cum am văzut noi la Neam Idrigan, băgăm o ramă la încălzit, una care e tare, cum face el ca asfaltul, și dau numai puțin în partea inferioară. Dacă nu mai am timp să trec pe la el, asta e care loc și rama asta. Ia să descăpăcim tot acum din ramele astea ce mai au pe ele. Descăpăcim tot. După diafragmă, i-am creat mâncare coloniei. Dacă intru și aia. Pentru că mai are și asta câteva celule cu hrană. Bun. Deci, la astea am dat drumul pe 4 rame. O să mergem la cei care sunt câte 2. Să vedem cum se prezintă. Băgăm la loc tratamentul care o săptămână atât o să mai stea pe aici. Deja văd că albinele rod de zor la el. Haide, tati. Rod de zor la tratamentul ăsta. Ce o mai găsi din el săptămâna viitoare. Deci cam așa, fraților. O să încep și eu să pun nailoanele. Vom verifica peste o săptămână să vedem ce expansiune va avea colonia. Oricum, până va fi salcând la mine, ăsta va avea catul pe el. Absolut, fără nicio problemă. Mergem mai departe. Mergem să vedem și aia care sunt frați, care stau câte doi în colonie. Deci la ăsta am văzut că are două rame și ceva de puie din trei. Dar una peste alta, două rame țepene. Cei pe a treia, aceea ecluza, nu mai punem pentru că trebuie să fie pontată imediat de regină. El a fost iernat singur. Hai să vedem pe ăștia unde sunt iernați, unde au iernat, în fapt, câte doi. Aici unde urmează în curând să săltăm o regină. Tați, așa că trebuie să mai fac eu câteva reglaje. Scuzați mâna. Bun. Sper că se vede. Bun. Perfect, perfect.
putem să începem. Hai să vedem cum se prezintă astelalte. Bun. Deci, dragilor, vă aștept cu comentarii și cu critici. Mai ales critică ne trebuie. Dar aș dori să fie critică de la oameni, nu știu cum se spune, oameni cu identitate cunoscută. Că la mulți care vin și fac hate, când dau acolo pe profilul lor, scrie canal gol. E deprimant, adică vii și împrăști energii negative la umbra anonimatului. Cum am mai spus, cine cui este rușine cu propria identitate, are sigur o problemă. Ia uite, diafragma, o vedeți și voi. Asta are faguri, crescut mult aici, e plin. Hai să scoatem tratamentul AV. Așa. Așa. Rama de la diafragmă. O vedeți? E toată pontată, dar asta are și o coroniță de miere. O bilă albă, cum se spune. Ia să-i scoatem. Așa. Rama din mijloc. La fel. E toată. Și pe o parte și pe alta. Eclozează albină. Noi contingente. Și acum vedem și rama 3. Rama de la diafragmă. Vedem ce ne spune diafragma. La fel, puiet. Deci ăsta este 3 din 3. Clar că aici astăzi vom interveni rama de după diafragmă. O vom băga în cuib. E nevoie de ea în cuib. Deci îi vedeți și o să vedem și pe tupul care este în oglindă cu el. Deci avem 3 din 3. Până acum, gândiți-vă că o regină va pleca din ladă. Așa, să descăpăcim și mierea asta. Am scuturat și am fost atacat mișelește. Noroc că nu mă țipi niciuna. Ce noroc pe capul meu. Așa. Am descăpăcit o ramă foarte bună de oat. A avut deja o generație anul trecut. O introducem în cuib. Deci pe partea asta. Uite ce frumos s-a adunat albina pe diafragmă. Pe partea asta avem 4 cu 3. Bun, hai să vedem, ca să stabilim în ce stadiu este această colonie. Deci noi aici avem o colonie cu două regine. Bun, hai să vedem ce avem noi aici. Bun. Și aici îl vedem, am spus, următoarele colonii, următoarele lăzi, ați văzut, sunt 5 cu 5, astea sunt 5 cu 4. Și aici vedem, albina a ajuns pe diafragmă. Bun. Să vedem dacă mai băgăm o ramă sau nu. Dacă a ajuns 3 pe 3, băgăm atât. Dacă e 3 plus 3. Da, a ajuns cu puietul până aici. Ia uite, puiet postură. Deci sigur are în continuare. Ei, nu.
Gândiți-vă că astea de 3 zile săracele stau înăuntru. Vremea urâtă. Ce să le... Auzi ce puiet frumos. A doua. Hai să vedem și pe a treia. Sigur. Hai să vedem. Ca să știm dacă aducem ramă de la depozit. Are ceva miere, deci nu vom aduce o ramă prea plină. Da, și aici e plin. 3 plus 3. Deci o să-i băgăm a patra ramă în locul diafragmei. Hai tătuțu. Hai tătuțu. Așa. Cutură în diafragma. Că nu ne mai trebuie. Și mergem la rezervă, la depozit. Să luăm o rămuță. Așa am adus o ramă cu mai puțină miere. Partea cu mai multă miere o descăpăcim și o băgăm spre cuib. Uitați-vă, asta cel puțin e numai miere de salcâm. Decât să-i dăm sirop de zahăr, trebuie... Ia uitați, ce curge miericica. Ei, ce se întâmplă în colonia când îi dau eu rama asta cu miere de salcâm? Vă dați seama că ce bucurie e pe ele acum. Cum v-am mai zis, mai lăsăm nițel tratamentele. Deci, l-am făcut și pe ăsta cum trebuie. De-aia următoarea serie de cutii. Sunt cutii cu 5x5, că, spre exemplu, pe ăsta nu mai avem unde să-l lărgim. Practic va trebui să săltăm o regină. Deci, colonia noastră la ora actuală are 6 rame bătute cu puiet și e pe 8 interval, pe 8 rame. La următoarea întâlnire, practic, putem să-i punem catul. Dar nu ne grăbim, pentru că nu am rame. Eu fac stupării staționar. La mine în zonă nu există rapiță, așa că nu am nicio grabă, mă păstrez pentru salcăm. Hai să vedem dacă ni s-au adunat albine la apă. Op, scuze. Dacă avem albine la... Bine, le vin pe vechea poziție. Văzusem mai devreme. Hai că încep să se... Aha. Hai, câte una, mâine sigur o să avem frumuseți. Hai că vine. Hai că încep, fetele. Să vin aici la... Aici unde vine doar așa, doar pic. Pic, pic. Deci, coronile ați văzut. La ora actuală, mi-e de 6 rame de puiet. Hai puțin să ne uităm și pe... Să vedem și un meie cum merge. Anul ăsta trec puternic pe meie. Vă anunț de acum mai puțin. Hai că până ne uităm în meie, să ne uităm puțin în ăștia cu cat. Dacă... Cum arată la data asta. Ia să ridicăm puțin catul. Ia o trătate. Un cat. Aha, i-am descăpăcit. Deci, asta n-ar mai mult, că treburile astea sunt numai pentru cei care sunt membrii canalului. Urmează să băgăm, să venim cu corpuri noi. Să băgăm corpuri noi. Îmi pare rău, dar v-am spus anumite elemente le prezentăm doar la cei care s-au alăturat canalului. Hai să vedem amărășteanul ăsta. Oricum anul ăsta o să trec de 10 colonii pe multietajat, asta e clar. Chiar să descăpăcim o ramă. Să descăpăcim și aici o ramă. Să-i vedem puietul. Ia uite ce a mâncat ăsta tratamentul. A mâncat tratamentul. Da.
să scoatem o ramă pe care să o și descăpăcim. Descăpăcim pentru că îl stimulăm numai cu rame. N-am pinterul ăla ca lumea la mine. Lucrez cu un liliput de ăsta. Da. Ma, vedeți? Asta înseamnă stupune umblat. Ei, mai poate să mai vină o iarnă totuși. O iarnă peste noi. Hai să vedem. Sau a avut culezmă. Eu cred că a fost cules la mine. Că totuși, de unde atâtea rame cu miere, bă? Bă, ăsta a avut cules. Mă, barbarilor. Ia uite. Aoleu, s-a blocat tot. Aoleu. Mâncați-a și ochii tăi. Dacă le extrag pe ăsta, scos 15 kg de miere. Păi de aici, gata. Nu vă mai rămâi încolo, că n-are rost. Ia uite. Puiet. La discreție. Nu ard mai mult că n-are rost. Cei care știu apicultură își dau seama că e țeapă. Hai să descăpăcim o ramă de asta. Hai tati, hai plecați. Descăpăcesc. Bă, cum vedeți? Ei, trebuia să-mi pun o mască, că la ăștia mai puternici, mai ales când descăpăcești. Dar ce să mai băi, descăpăcesc toată rama asta. Că nu mai stau eu să descăpăcesc altă dată. Asta a avut și o leacă de floare, soarele în ea. Așa. Descăpăcim și pe partea asta altă. Coroana a fost de la salcâm și după aia rama a fost completată cu floarea soarelui. Pentru că nu am avut caturi întregi pe care nu le-am extras. Asta e adevăr. Ei, gândiți-vă și voi ce se întâmplă acum în colonia asta. Eu place așa ceva? O să-i placă? Nu o să-i placă? Spuneți și voi, aștept comentarii, dacă e bine să dăm, să descăpăcim așa, în neștire, câte 3 kg de miere odată. Că rama asta vă dați seama. Are minim 3 kg de miere. Spuneți și voi dacă e bine ce fac eu descăpăcind atâta miere. Aștept și criticile voastre. Hai să dau puțin mai jos ăsta. Așa. Deci, i-am descăpăcit. Aproximativ 3 kg de miere. Vă dați seama ce se va întâmpla? Ăsta las aici că n-am un să-l arunc acum. Am scutrat că am întors ăsta invers. Deci, în primăvara asta, deci, v-am zis, când apar albinele tinere, nu mai lucrăm cu sirop, lucrăm numai cu lucrăm cu miricică, nu vrem să le uzăm. V-am spus, mai ales că timpul nu mă grăbește. Până la salcâm mai avem o groază de timp. Ei, și cam așa de mâine o să încep să mai lărgesc și eu cuiburile. Să le mai dăm drumul nițel, că este nevoie. Mă, totuși, hai să ne uităm. Știți ce am văzut? O fază, azi la făgetul, am văzut că mi-a mâncat, la unul am întors în jos asta, turta cu meclem de la, american, cum îi zice. Ultrabi. Ia să văd dacă ăsta e. Care e ăla cu Ultrabi? A, nu e ăsta. Hai să vedem ăsta la fie. Hai să vedem ce se întâmplă la Ultrabi aici.
balon. Nu știu ce o să fac. O să, ca să vă spun șmecheria, vreau să-i întorc turta. Că dacă o vedeți, o să vă arăt eu acum. E baltă. E baltă. E lichidă în partea asta de sus. O întorc și o dau cu lonii. Ia să o să punem mai așa. Aha, e bine și așa. E bine și așa. Să... Ia uite și pe ăsta. Lasă că acum se vede mai bine. Uite, aici s-a uscat. Că eu am pus așa, că a spus ăștia, ca să nu se scurgă. Și aici... Uitați-vă și voi ce s-a întâmplat cu turta. Cu ultrabii. A tras mai zemuța. Uitați-vă și voi. Și acolo n-au ajuns. Hai să-i facem harakiri. Parcă eu aș vrea să o arunc la gunoi de tot. Parcă la... Da, nu o dau la gunoi. Nu o dau. Îi mai dau o șansă să fie consumată de albină. Mă? Asta e șmecheria. Trebuie să-i descăpăci și eu o leacă de hrănitor de ăsta. A, dar stai să ne uităm după... Mă, ce furță atât! Ia ce are! Ba, m-a zăpăcit ăsta, frumos. Ia să vedem cum se prezintă la diafragmă, dacă are puiet, se schimbă datele, problemei. Da, e puietul până în diafragmă, ce să mai... Da, nici nu mai deschid mai jos. Ia uite. Vedeți, acolo e puietul. Mă duc să mai aduc și lui ăsta o ramă. Și descăpăcesc, îi aduc o ramă goală lui ăsta. Așa. Am adus o ramă numai bură de oat, mai are puțină miere aici. O descăpăcim. Aute, băi frate. Când îi dau mierea asta așa. Fluidă. Uite, mai are și pe partea asta. Am lărgit cuibul că de acum adevărul că se poate lărgi. Eu zic că a trecut episodul. Și acum să trecem să descăpăcim. Asta e de la afară soarele, măi, copii, de anul trecut. Dăm drumul. Au ce aici. Mamă. E teroare. Ele săracele au venit și au început să mănânce celulele alea lichide. Te dau drumul data viitoare să poți să tai cu cuțitul. Ia amestec. Da. Ce bun e. Original. Opa. Aici să rup, că nu intră. Am mai rupt din fagurile alea, că e crescătura prea mare. De la lămă asta. Avem cu ce. Așa. Albine o să roadă, iar turta ultrabi o punem invers. Am pus-o cu nailonul în sus. Păi, dar m-am omorât frumos ăsta, băi. M-a omorât. Deci, vedeți? Am pus-o... Așa, turta. Cu ultra bii. Bun. Acum punem și noi podișorul cum trebuie. Că nu mai e nicio problemă. O să lăsa acasă și vedem
cum va consuma această turtă. Dacă vă plac videourile, nu uitați un like, abonați-vă la canal. Ia, parcă ce aveam la roiul ăla de anul trecut. Un roișor mic aici. Ia, nu mai puțin să vedem. Dacă... Iată-l, mă, da, un amărât avem aici. Ia. Un amărât. A, gata, mă, uite așa. Avem aviația NATO lângă noi aici. Toată ziua. Călare, călare pe noi aviația NATO. Având bază la mare aeriană. Ia stai, mă, că salam pe 4 rame. Ia stai. Ia să vedem dacă a ajuns la diafragmă cu puietul. Că, de fapt, asta ne interesează. Dacă a ajuns cu puietul la diafragmă, îi vom da drumul. Ah, uite. E javră, nu? Știm noi cu cel cu ce se liniștește. L-am liniștit noi imediat. Mamă, are puiet. Dar vreau să văd dacă are până la diafragmă. Are albinuțul la diafragmă. Au, e blindat cu puiet la diafragmă. Nu care puiet. Puteți să-l lărgi pe 5 rame. Da. Stai așa că nu mai umblu în el. Vă arăt doar de la distanță. Ui, ia. Aici, așa. Vreau să, nici eu nu știu să prea filmez. Aha, acum. Acolo, tati, e plin de puiet. Nu ne rămâne, stai așa să micșorăm, decât rama care a fost după diafragmă, să o scoatem. Astea scarpatineze. Astăzi trebuia să... Și au și intrat toate albinele la loc. Aici suntem pe partea umbroasă, nu pe partea luminoasă. O, e numai bună de oat. Descăpăcim acum. Și aici o zdrelim. Așa, dăm. Așa. Și o punem imediat pe puiet. Bun. Mâine o să merg să lucrez la stupina din pădure. O să fac și un film acolo. Acolo am știți că am băgat mulți doi într-unul. Să vedem în ce stadiu e. Deci, ce să mai... Oameni buni, trebuie să intrăm la lărgitul cuibului. Deci, v-am spus, i-ați văzut, iarna n-au mâncat, nu le-am dat absolut nicio turtă energetică. Singura turtă pe care l-am dat-o și s-a văzut și se merită să le-o dăm, e turta super proteică. Adică, da, asta e proteină în ea, nu jucării. Nu umblăm cu amintiri din copilărie. Ei, oameni buni, gata, de acum o să fie jale pentru noi. O să fie nasoală treaba că o să avem mult de muncă de acum. Ce să-i facem? Vine și momentul ăsta în an. Practic, aoleu, ce sus e asta. În curând e 15 aprilie. Știți că se consideră în general că la 15 aprilie a avut loc schimbul de generații. Am scăpat de albina de iernat și coloniile încep să evolueze. Le vede, deci azi parcă suntem 11 sau 12 aprilie, coloniile gata, o iau înainte.
o să lărgim cuibul, mai ales că văd că vremea intră, are o tendință de încălzire. Uitați, n-am fost atent și m-a ciupit de ochi. Asta e adevărul. Ce să mai, nu vreau să vă mai țin, nu uitați un like, abonați-vă și o să vedeți multe proiecte, mai puneți niște proiecte frumoase și o stupină. Până acum am zis că la stupina din pădure fac stupina de reproducție. O să vedeți când desfacem o stupină de elită. Multe, multe proiecte, dar le facem și noi în limita timpului disponibil. Până data viitoare, Dragoș Gavrilă vă urează numai bine, sănătate, fericire!